La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași va fi marcată în zilele de 24 și 25 martie 2019 împlinirea a 29 de ani de la redeschiderea acestui așezământ monastic. Pe 24 martie 1990, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a fost hirotonit ieromonah, iar o zi mai târziu, pe 25 martie 1990, a slujit prima dată Sfânta Liturghie în Dealul Mare. În dimineața zilei de 24 martie, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie, iar în aceeași zi, de la ora 16, se va sluji taina Sfântului Maslu de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșeneanul. De bună vestire, de la ora 9, pelerinii sunt așteptați la Sfânta Liturghie, la finalul căreia se vor înălța rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru cei 29 de ani împliniți de la redeschiderea mănăstirii Hadâmbu. Mulțumesc, Maie și Domnule, care de mic copil am prețuit-o și o iubesc și nu știu cum a trecut în viața mea de când am fost hirotonit în preot, dar și de când sunt la Hadâmbu. Mă rog, milostivul Dumnezeu, dacă nu-i cer prea mult, să-mi ajungă ani, să-i pot mulțumi. Acum, dacă îmi dați voie să vă spun, mă simt împlinit. Hadâmbu arată cum arată. Și sunt bucuros că singurul păcat care mi-a făcut înaintea lui Dumnezeu este că a lucrat cu credință și cu suflet și ce-am avut mai sfânt și mai scump. În cele aproape trei decenii de când s-a redeschis, mănăstirea Hadâmbu a cunoscut o perioadă de înflorire, bucurându-se de binecuvântarea Maicii Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni se află în Biserica Monument. Prin osteneala arhimandritului Nicodim Gheorghiță, povățuit de Preasfințitul Părinte Calinic Botoșeneanul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel și anal Preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, la mănăstirea Hadâmbu s-a ridicat o nouă biserică, o casă monahală, un așezământ social-filantropic, un altar de vară și multe alte dependințe. Mănăstirea Hadâmbu este locul unde oamenii din țară și străinătate vin pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a ajutat și ajută multe suflete ce își pleacă genunchii în Biserica Monument a Așezării Monahale. De două ori pe an, în Sfânta și Marea Joi și de Înălțarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie, la mănăstirea Hadâmbu se organizează pelerinajul Drumul Crucii. În același timp, la hramurile așezământului monastic participă an de an mii de pelerini care priveghează și cer necontenit ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.